Pompierii au luptat cu flăcările aproape 2 ore. Echipajele au acționat pentru răcirea zonei de ardere până când alimentarea magistralei cu gaze naturale a fost oprită. Intervenția a fost una dificilă din cauza incendiului care se manifesta cu violență. Flăcările depășeau chiar și 10-15 metri, dar și a degajării mari de căldură. Am acționat cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță a smurdului și am reușit împreună cu colegii de la Transgaz, după oprirea magistralii, să stingem acest incendiu, să răcim elementele de construcție, să înlăturăm orice pericol. A fost destul de periculos, având în vedere temperatura ridicată, direcția vântului care se schimba foarte des și punea în pericol viața servanților care lucrau pentru răcire și protecție. Pe tot parcursul intervenției, până la lichidarea incendiului și înlăturarea pericolului, traficul rutier pe DN15D a fost restricționat, formându-se cozi de mașini. Dar ați oprit traficul? Ce se întâmplă? Da, am oprit traficul pentru că este incendiu aici la Parpăniță. E periculos? Foarte periculos, cum să zic. Trec 2 mașini de pompieri, urmează să-l stingă, probabil. Foarte periculos. Aici magistrala principală care merge de la Vale încolo merge. 1000 de familii din orașul Negrești au rămas fără gaz din cauza avariei de la conducta de alimentare. Presiune la gaz nu mai e, flacără nu mai e, fără gaz, fără căldură, șanse avem noi cine mai are și centrala pe lemne. Din păcate e un bloc anele și fiecare familie, 1-2, dacă nu mai mulți copii. Pentru ei ne gândim. Am început să ne aducem calorifere electrice, din păcate apa caldă este și ea una din probleme. Din păcate nu avem sobi, nu avem altă sursă de încălzire decât una electrică. Dacă nu, le vom muta la părinți, la rude, în altă parte. Este o avarie la stația de predare a transgazului, s-a sectorizat defectul. Abonații probabil că vor fi repuși în funcțiune până mâine seară. Deocamdată nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului. Urmează să se formeze o comisie de anchetă care în urma cercetărilor va stabili de la ce a pornit focul.